Sibiul se pregătește să îmbrace haine de doliu. S-au împlinit 32 de ani de când în Piața Mare a orașului au murit pentru libertate primii oameni. Sunt 32 de ani în care mame, soții sau copii își plâng în liniște oamenii dragi căzuți la Revoluția din 1989. La monumentul din Piața Unirii din Sibiu, câțiva oameni au aprins lumânări, 7 la număr, poziționate în formă de cruce, în amintirea celor care noi astăzi le datorăm democrația. Revoluția din România a fost una dintre cele mai sângeroase din Europa în lupta cu regimurile totalitare. În toată țara au murit 1166 de oameni, mai bine de 100 dintre ei au fost sibieni. La Sibiu, Revoluția a început în 21 decembrie într-o fabrică sibiană unde muncitorii, animați de evenimentele de la Timișoara, au abandonat utilajele pe care lucrau și au plecat spre centrul orașului. În actuala piață a Unirii a răsunat pentru prima oară Deșteaptă-te române, iar în actuala piață mare a Sibiului s-a jucat Hora Unirii. Pe oameni nu i-a mai speriat nimic, nu le-a mai fost teamă de foștii milițieni, nu s-au lăsat intimidați nici de arestările făcute și nici de gloanțele care începuseră să le secere semenii. Peste tot se scanda "Nu vă fie frică, Ceaușescu pică". Revoluționarii sibieni reușesc să facă față intervențiilor miliției și armatei. Li se alătură protestatari din alte localități ale județului și se pregătesc acțiunile pentru ziua următoare. Pentru Sibiu, 22 decembrie a intrat în istorie ca fiind cea mai sângeroasă zi a Revoluției din 89. La 32 de ani distanță, nepoții își plâng bunicii martiri, iar cei care au reușit să scape din măcelul Revoluției privesc cu durere starea actuală a țării și se întreabă dacă prețul imens plătit a meritat cu adevărat. Pandemia de coronavirus a schimbat viețile tuturor, de la stilul de viață și până la cel de muncă, nimic nu mai este ca înainte. Odată cu valorile pandemice, tot mai mulți oameni au renunțat la stilul tradițional de muncă, cel cu mers la serviciu, într-un birou amenajat de firma angajatoare și au optat pentru telemuncă. Deși reglementată încă din 2018, munca de acasă a devenit tot mai căutată de către angajați și preferată de mulți angajatori. Cei mai mulți angajați cu normă întreagă care își desfășoară activitatea din propriile locuințe, activează în domeniile IT, contabilitate sau rețele de call center. La momentul de față, peste 8600 de sibieni sunt angajați cu normă întreagă și prestare a muncii prin sistemul de telemuncă. Contractul de telemuncă trebuie să aibă însă, din punct de vedere legal, câteva specificații distincte. În cadrul contractului individual de muncă, în regim de telemuncă, sunt cuprinse unele clauze specifice obligatorii, printre care cele mai importante sunt precizarea expresă că salariatul lucrează în regim de telemuncă, perioada și sau zilele în care telesalariatul își desfășoară activitatea la un loc de muncă organizat de angajator, locul de muncă, desfășurarea activității de telemuncă convenite de părți, programul în cadrul căruia angajatorul este în drept să verifice activitatea telesalariatului și modalitatea concretă de realizare a controlului, modalitatea de evidențiere a orelor de muncă prestate de telesalariat, responsabilitățile părților convenite în funcție de locul sau locurile de desfășurare activității de telemuncă, inclusiv responsabilitățile din domeniul securității și sănătății. Sistemul de telemuncă a evoluat substanțial în cursul ultimilor 2 ani. Dacă, de exemplu, în februarie 2019 erau înregistrate la ITM Sibiu doar 10 contracte de telemuncă, din martie 2020 numărul acestora a trecut de 2700. Cele mai multe contracte active cu telemuncă au fost înregistrate în aprilie 2021, când aproape 11.000 de sibieni munceau de acasă. La momentul de față își desfășoară activitatea în sistem de telemuncă un număr de 8.624 de sibieni. Angajatorii care doresc să își protejeze angajații lăsându-i să lucreze de acasă sau care doresc să scutească din cheltuieli renunțând la spațiile de birouri închiriate, trebuie să știe că pot beneficia de un sprijin financiar în valoare de 2500 de lei acordat pentru achiziția de calculatoare. Suma se acordă pentru fiecare salariat în parte. Începând de anul viitor, doza booster a vaccinului împotriva SARS-CoV-2 ar putea deveni condiție obligatorie pentru cei care vor să călătorească în spațiul Uniunii Europene. Comisia Europeană a decis că valabilitatea certificatului verde obținut de către persoanele care optează fie pentru imunizarea cu vaccinul monodoză, fie pentru cele care oferă două doze cu interval de timp între ele să scadă la 9 luni, de la un an de zile cât fusese prevăzut inițial. Măsura a fost adoptată după ce studiile au arătat că la 6 luni de la imunizare, numărul anticorpilor începe să scadă. Pentru a deveni literă de lege, măsura trebuie să treacă de votul Parlamentului European. Dacă măsura va primi votul majoritar al Parlamentului European, doza de suprarapel va deveni necesară începând cu data de 1 februarie 2022. În situația în care va fi aplicată, prevederea va fi valabilă doar în cazul persoanelor care vor dori să călătorească în spațiul Uniunii Europene. În rest, fiecare țară în parte își va putea face propriile reguli de ordine internă.
Se apropie sărbătorile de iarnă, iar oamenii au intrat în linie dreaptă în ceea ce privește achiziția cadourilor pentru cei dragi. Cum pandemia de coronavirus a speriat pe toată lumea, a închis magazine și a restricționat accesul pentru persoanele nevaccinate în marile centre comerciale, oamenii s-au orientat rapid pentru cumpărăturile online. Ușor de făcut, la un clic distanță de produsul dorit, cumpărăturile online au însă și dezavantaje. Și vorbim aici despre lipsa siguranței achizițiilor de pe internet. Polițiștii sibienii sfătuiesc pe oameni să fie atenți la site-urile de pe care cumpără. Să acorde o importanță deosebită feedback-ului oferit pentru calitatea platformei și produsului de către alți cumpărători și să verifice întotdeauna posibilitatea de retur și condițiile în care se poate face aceasta. În perioada celor mai tentante oferte și reduceri din an, polițiștii de prevenire CBN oferă sfaturi utile pentru cumpărături online în siguranță. Având în vedere că în această perioadă spațiul online abundă în oferte atractive, pentru a vă bucura în siguranță de produsul dorit, polițiștii de la prevenire vă recomandă că atunci când navigați pe internet să vă asigurați că conexiunea este securizată prin HTTPS, o pictogramă unui lacăt arătând că pagina accesată este securizată. Când cumpărați bunuri de la persoanele fizice, cereți documentele de proveniență ale acestora și certificatul de garanție emis de producător. Nu plătiți în avans bunurile comandate prin internet de la persoane necunoscute. Folosiți un serviciu de curierat cu plata ramburs ce permite deschiderea coletului la primire. În cazul în care efectuați totuși plata online pentru diferite produse, fiți atenți când oferiți detaliile cardului de credit sau de debit pe internet. Refuzați tranzacția dacă vi se cere codul PIN. Este normal să vi se ceară codul CVV format din 3 sau 4 cifre inscripționate pe card. Conform statisticilor, în cursul anului 2020, în țara noastră s-au făcut cumpărături online de 5,6 miliarde de euro, în creștere cu aproape 30% față de 2019. Statisticienii spun că atât numărul achizițiilor, cât și sumele cheltuite de oameni în mediul online au crescut simțitor în cursul acestui an. Consiliul Județean Sibiu modernizează 150 de kilometri de drumuri în tot județul. Contractul a fost deja semnat și are o valoare de aproape 5 milioane, cu 35% mai mică decât cea estimată inițial. Banii provin din fonduri europene atrase prin Programul Operațional de Asistență Tehnică din exercițiul financiar 2014-2020. În prima instanță se vor face documentațiile tehnice necesare. De acestea se va ocupa o firmă din Baia Mare. Firma are la dispoziție anul viitor pentru a realiza documentațiile necesare. Modernizările vizează drumul județean 106A Sibiu-Păltiniș-Șanta, drumul județean 106J, drumul județean 106P, drumul județean 105G de la Râul Sadului prin Tălmaciu până la Avric, DN1 în zona Bradu, dar și drumul județean 104F, pe ruta Săcădate-Glâmboaca-Colun și până la intersecția cu drumul județean 105D. Pe lângă amenajarea carosabilului, proiectul prevede și realizarea de piste pentru bicicliști. Inspectorii Solo la bani mărunți, supermarketurile și magazinele din Sibiu au vrut să se asigure că proprietarii de spații comerciale respectă măsurile de siguranță atât în caz de incendiu cât și pentru prevenirea COVID. Numai până acum s-au efectuat 10 controle, în urma cărora s-au depistat 48 de nereguli. Acolo unde abaterile au fost grave, inspectorii ISU au dat amenzi. Valoarea totală a acestora este de 17.000 de lei. Pentru a preveni situațiile de pericol, inspectorii ISU au câteva recomandări pentru sibieni. Premergător sărbătorilor de iarnă, în scopul asigurării unui climat de siguranță și protecție împotriva incendiilor pentru cetățenii sibieni, cadrele inspecției de prevenire au desfășurat activități de îndrumare, control și informare preventivă în spații cu aflux mare de persoane și unități de alimentație publică de pe raza județului Sibiu, în vederea depistării și înlăturării stărilor de pericol ori a potențialelor cauze de incendiu, precum și pentru respectarea măsurilor impuse pentru prevenirea răspândirii virusului SARS-CoV-2. În scopul prevenirii unor situații de urgență, ISU Sibiu vine în sprijinul cetățenilor cu următoarele recomandări. Înainte de a părăsi spațiul comercial, biroul sau locuința, verificați-vă instalația electrică, instalația de alimentare cu gaze și mijloace de încălzire, asigurându-vă că nu ați uitat mijloace de încălzire electrice sau alți consumatori electrici sub tensiune, ați oprit alimentarea cu gaze a sobelor sau a aparatelor de gătit și ați stins focul în sobele alimentate cu combustibil solid. Pompierii militari din cadrul Inspectoratului pentru Situații de Urgență, Capitan Dumitru Croitor al județului Sibiu, sunt mobilizați permanent pentru gestionarea operativă a tuturor situațiilor de urgență și acordarea primului ajutor medical specializat persoanelor aflate în dificultate. Pentru prevenirea SARS-CoV-2 se recomandă evitarea producerii de aglomerări umane, păstrarea distanței între persoane și respectarea cu strictețe a regulilor de igienă.
În cursul zilei de marți, în piața Haberman a avut loc bazarul de Crăciun organizat de către DGASPC Sibiu. Aici au fost vândute produse realizate de către beneficiarii centrelor de ocrotire socială din subordinea instituției. Cei care au trecut prin zona Teatrului Radu Stanca au putut cumpăra lumânări decorative, tablouri și obiecte decorative cu tema sărbătorilor de iarnă. Începând cu ora 12, beneficiarii centrelor de plasament au susținut și un spectacol de colinde și piese de iarnă. Deschide ușa creștine, deschide ușa creștine, că venim vino la tine, la mulți ani, mulți ani cu bine. Toată lumea! Drumul lung și-a obosit, drumul lung și-a a avut loc bazarul de Crăciun organizat de DGASPC Sibiu, la care au participat mai bine de 20 de centre din structura direcției, atât centre pentru copii, cât și centre de adulți. Aceștia au lucrat, au meșteșugit tot felul de obiecte din materiale naturale și le-au prezentat celor doritori, pentru a se bucura de atmosfera Crăciunului și de a simți-o din plin. Fondurile strânse în cadrul bazarului organizat de către DGASPC Sibiu vor fi utilizate pentru achiziționarea de materiale necesare în cadrul ședințelor și atelierelor de ergoterapie.